După petrecerile de sărbători vor crește infectările, iar școlile ar trebui să rămână închise încă 10 zile, avertizează epidemiologul Octavian Jurma. Acesta susține că altfel unitățile școlare vor favoriza răspândirea virusului, iar România se va confrunta cu un nou val de îmbolnăviri. Testarea elevilor în școli nu a durat mai mult de o săptămână. Peste doar 12 zile, aceștia vor intra din nou în vacanță. O vacanță ce ar trebui prelungită în condițiile în care autoritățile au dat frâu liber petrecerilor de sărbători cu sute sau chiar mii de oameni. Școlile pot fi un catalizator pentru debutul valului 5 Omicron. Aș fi preferat o abordare de tipul celei din Portugalia, care a introdus acele 10 zile de lucra de acasă, a închis școlile pentru săptămâna de după Revelion, tocmai pentru că epidemiologii știu că această perioadă nimeni nu o să respecte nici chiar mandate de stat acasă. Toți ne vom întâlni cu prieteni, chiar dacă e un format mai restrâns. Numărul de cazuri va crește. Chiar dacă n-ar fi Omicron, ar fi o problemă cu Omicron. Această problemă este de 5 ori mai mare decât a fost cu Delta. Propunerea oamenilor de știință nu este pe placul tuturor părinților. După un an și 9 luni de pandemie, materia nu a putut fi recuperată integral în cazul copiilor care au stat mai mult în fața calculatoarelor decât în sala de clasă. Deja am fost închiși prea mult timp, sincer, și mi-aș dori să se continue cu școlile deschise. Probabil că au dreptate. Și eu am fost biolog și am încredere în ei. Eventual școala online 10 zile după vacanță. Cred că ar trebui să mai trecem peste frica asta. Varianta Omicron a adus la restricții dure în multe țări europene. Primele indicii arată că nu provoacă forme grave de boală, însă trebuie luate măsuri de precauție, spun medicii. Sincer, cu Omicron este puțin probabil să răspândește atât de repede, încât un singur caz nedepistat la timp poate infecta cu ușurință în intervalul dintre testări toată clasa și după aceea toată școala. Testarea rapidă este acum însă sub semnul întrebării. Luni dimineața elevii ar trebui testați din nou, dar părinții nu au primit instrumentele necesare. Livrările au întârziat, iar siguranța în școli a rămas doar o dorință. Ok, nu avem teste, dar ce alte măsuri care trebuie să fie implementate în unitățile școlare să fie implementate? Adică curățenie, dezinfectant, aerisit și așa mai departe. Aveți semnale că aceste măsuri n-ar fi respectate? În unele unități școlare, acolo unde ducem lipsă de personal, da. Experiența ultimelor 18 luni de pandemie demonstrează cât de importantă este testarea elevilor. Numai în această săptămână au fost identificați peste 150 de elevi posibil infectați. La începutul anului școlar, în lipsa testării, numărul cazurilor de COVID-19 se dubla de la o săptămână la alta.